Gedoia, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod din City Skylines pe Barbă Neagră. Boșilor, o duc foarte bine, fiți atenți. Am rezolvat problema cu traficul. Aveam o problemă foarte, foarte mare. Ia să dăm un picuț pe pauză să fac așa introducerea și am mai făcut eu offline. Data trecută aveam o problemă aici cu traficul pe care am rezolvat-o și am rezolvat-o în video, dar am mai făcut și eu offline niște treburi foarte, foarte micuțe. Ideea era că traficul care venea de aici se bloca în zona asta. De ce? Pentru că zona mea industrială e pe stânga și toată lumea, bineînțeles, tindea să intre pe aici. Am făcut drumul ăsta de mai multe benzi pe acolo și am mai făcut alte două intrări pe aici. Și acum traficul arată foarte, foarte bine. O să iau și niște moduri de trafic. Am chiar încă un mod. Ia să vedem dacă se și activează aici. Roundabout Builder. Și am mai multe posibilități acum să construiesc giratorii, ceea ce mă mulțumește foarte tare. Îmi place foarte mult modul ăsta. Așa, în afară de chestia asta, avem aici o problemă care de fapt nu este o problemă. Și anume, nu am aici cerere pentru zonă rezidențială și din cauza asta spațiul ăsta este liber aici, ceea ce pentru mine este absolut minunat. Și dacă vă uitați aici, există o cerere extraordinară pentru industrie, da? Sau office-uri. O să mai fac niște industrie și din cauza asta am cumpărat alte zone. Dacă vi le arăt aici, am cumpărat toate zonele astea și în momentul de față avem o creștere de 17.000 de, hai să le zicem, euro. Oamenii sunt fericiți, 67, și noi am ajuns la capitală. Următorul este colosal. O să trecem la Colossal City, baby, Colossal City. Așa că o duc nu bine, o duc extraordinar de bine. Așa, dacă ne uităm pe aici, putem vedea că produc electricitate, doar că ar trebui să mai producem, pentru că în curând o să intrăm în deficit. Eu sunt, bineînțeles, concentrat pe turbinele astea eoliene în apă și o să mai pun câteva de astea, pentru că sunt super faine. Putem să punem chiar și un dam de ăsta, un baraj, îmi venea vidrarul în minte, nu știu de ce. Sau putem să punem o de asta, ia să vedem asta cât ia. Estimate de production, 160 de megawatts. Păi bine, bă, băiatule, bă. Păi ok, baby, ok, o să punem o de asta. Atunci facem un drumuleț aici. Fiți atenți. Facem noi un drum cu alea și o să pun fix cum se pune, tată, lângă autostradă. Așa, și o punem pur și simplu cu alea. Bă, dar eu nu știam, ok, atât de practică asta. Perfectos, nice, nice, nice. Hai să ne uităm la apă. Apa e procent 261 și consumăm 241. Încă ne încadrăm, încă e bine, suntem pe bine. Chiar la apă nici nu am mai crescut bugetul, deci avem posibilitatea să creștem bugetul și să ne rezolvăm acolo, nu-i problema. Nu am mai crescut din taxe, taxele sunt ok. Am acum posibilitatea să incinerez oameni, ceea ce e în regulă, am scăpat și de morți. Și dacă ne uităm un picuț pe aici la garbage, stăm destul de bine. Am aici câteva landfill-uri de astea care nu mă mulțumesc, am una chiar în partea asta. E umplut la 75% și mă bazez pe zonele astea de reciclat de aici. Probabil o să trebuiască să mai creăm o zonă. Așa că fuck it, hai să mai cumpărăm una asta, cum se numește, Large Recycling Center. Asta consumă foarte mulți kilowați, într-adevăr. Water 192, processing rate 72 de tone pe săptămână. Garbage truck capacity 25. Aici, dragilor, avem un pic de problemuță. De ce avem noi un pic de problemuță? Vreau să măresc aici capacitatea la garbage, pentru că eu urmăresc să mă măresc cu orașul în partea asta. Ce va însemna asta? Va însemna că o să-mi păstrez oarecum industria, o să o măresc până pe aici și probabil o să mai fac o zonă industrială aici și vin cu asta bam 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 picul așa. Ia să ne uităm noi un pic cu care-i treaba cu alea. Deci aici pare să fie totul în regulă. Ideea următoare, vreau să am un flow foarte mare, foarte bun aici la garbage trucks. Cu alea am prea multe intersecții, sunt conștient de treaba asta. Ce înseamnă aici? Ce ați făcut, mă, băieți? High school? Nu înțeleg, mă, ce se întâmplă. În fine, ar fi foarte frumos din partea mea. Am făcut și stație de metrou, avem și de-astea, uite, o puteți vedea foarte frumos aici. Aici ar trebui să dau zona asta jos, nu mai avem cerere de rezidențială, deci e ok. Și să facem, să upgradăm acest drum.
Îmi ziceați voi de un buton de upgradat, eu nu l-am văzut, o fi ăsta de aici, ăsta-i să vedem, roads, nu, o fi ăsta, upgrade road, aha, și pe ăsta putem să-l upgradăm, am înțeles, cred, upgrade to this type, bun, păi eu vreau mare duș întors. Hai să luăm pe ăsta verde, aș vrea eu, space already occupied. Și dacă upgradez pe ăsta, ia să vedem cum l-am făcut, duș întors. Deci un duș întors de ăsta mi-ar trebui mie cu un giratoriu foarte, foarte mare aici. Așa că ceea ce eu voi face e următoarea situație și anume, voi muta ăstea, stai așa. Poate există o modalitate mai simplă de a face treaba asta și eu poate mă complic, dar momentan vreau să facilitez gunoiul. Asta este momentul de față pentru mine, o prioritate. O prioritate. Așa, și practic venim de acolo. Ar trebui ca tot drumul ăsta să îl upgradez și să-l upgradăm în asta. Da, sunt aici. Bang, bang, bang. Și am făcut un drum extraordinar de mare. Acum ar trebui să mutăm și drăciuța asta de solar. Nu știu unde să o mut pe asta, ca să nu încapă pe mai niciunde. Hai să mutăm mai încoace și am putem mai încoace. Atât, tati. Frumos. După care upgradăm și zona asta. Și aici se pot și întoarce și așa mai departe. Să fac aici totuși un giratoriu. Nu știu dacă să fac un giratoriu sau nu. Știi ce? Poate ar fi bine să facem noi un giratoriu. Ia să dăm aici un picuț. Da, hai să dăm un pic refund. Și să... vine următoarea situație. Uite așa, după care să luăm noul nostru tool, Roundabout Builder, noi avem două, deci ăștia să vină încoace, ia stai un pic să văd eu liniile, vin încolo, se întorc pe aici, vin încolo, se întorc pe aici, deci e foarte frumos, ce să mai iau, gata, asta, așa am făcut, așa, și aici ar trebui să avem Free Cursor Radius, Elliptic Roundabout, Use Fine Tool, Keep Open, păi dar nu vreau, Two Lane Roundabout, cam așa aș vrea și cu niște iarbă, ia. Yeah. De. Oh. Me gusta. Me gusta. Îmi place de îmi place și cu luminat frumos. Da, tati, așa da. Frumos, îmi place. Pe ăsta pot să-l pun aici? Pe ăsta nu-l putem pune aici, dar sigur. Hai mă. Ce Dumnezeu. Sigur pot să-l pun acia. După care le mutăm pe astea. Uite acolo, așa. Și acum ar trebui să avem un flow de trafic format din camioane de gunoi, foarte, foarte fluid. Așa, vin aici. Acum, o problemă mare pe care o am în momentul de față este evident asta. Vreau să elimin această stradă și această stradă, pentru că sunt mult prea multe pentru bunul meu plac. Și aici să fac un roundabout. Two lane, da, de ce nu? Highway ramp, two lane RD, fără gras. Ia să vedem aici, press to adjust radius, plus și minus. Asta e bine. Plus și minus, eu aș vrea mai micuțel, eu îl vreau așa. Bang. Oh, doamne, doamne, ce frumos este acest lucru lucrător. Hop and hop. Ui. Ok, nice. Și de aici, pac, vin așa. După care vreau să mă conectez la ăsta, cumva. Doar că și pe ăsta... vreau să-l șterg, să-l șterg acelea, pentru că vreau să vin drept. Așa, mamă, deci ador modul acesta. După care venim direct de aici, bam, 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 cu alea drept. De ce nu merge, de ce nu merge, de ce nu merge? Cred că trebuie eu să distrug cam tot ce-i pe aceea. Nu, 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 nu. Nu știu ce era ăla. Hai și pe ăsta. Hai și acest copac și această piatră, măi. Dacă sunt foarte entuziasmat de ce fac eu acum aici. Și mutăm în partea asta. Perfect, stați, mă, nu mă mai fiți, mă, supărați, mă, că e spre binele vostru. Ce fac ăștia, mă, aici? E conexiunea? Am înțeles ce se întâmplă aici, practic. La autobuz e o problemă. Uite aici, vezi? Asta este problemul, să la autobuze. Cred eu că asta ar fi problema. Nu vin ăștia, nu e conectat, nu, deci normal și normal trebuie să conecteze aici. În fine, în fine, o să o dau peste cap totuși. Din păcate nu pot să o modific. O modificăm într-o secundică. Așa. Și venim cu drumul, dar tot cu ăsta mare vreau, vezi tu, că asta e că eu sunt și încăpățânat. Și o vreau așa drept. De ce nu merge drept? De ce nu vreau, vreau drept? De ce nu merge drept? De ce trebuie să-l pun eu strâmb?
Și să mai fac aici un roundabout de ăsta. N-ar fi o idee foarte rea. Și să facem aici un roundabout. Ok, bine. Hai să facem următoarea situație. Stai așa. Îl luăm pe ăsta. Și-l mutăm mai încoace. Ho, 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 nu vă supărați pe mine că e spre interesul vostru, măi. După care mărim aici, fii atent. Space already occupied. Nicio problemă, boss. Bam, bam. Așa, și acum ar trebui să meargă, da? Hop. Dar nu știu, vezi tu, și vrut să meargă fix cu alea. Dar chiar dai o free form. Ia să vedem cum merge unealta asta, că eu n-am folosit-o până acum. A, nu merge. Aha, gata, știu și de ce nu merge. Trebuie să o dau pasta la o parte. Și acum probabil o să meargă. Ia să vedem acum. Sunt pe free form. Free from road. Yes, yes, yes. Și vreau direct în față. Nu merge, mă, nici așa. Trebuie să o conectez ban stânga, ban dreapta. Uite de știa. Lol. Ok, bine. Las, nu se supără nimeni. Two lane. Da. Two lane RD, bam bam. Și-l facem micuțel pe ăsta. Vreau mic mic, uite așa. Să-l fac așa. Da, mă arată bine. That's bueno. Yeah. De ce nu merge aici? Stai așa, poate merge drept. Vezi, alte probleme. Altă mâncare de pește. Like, what the fuck, man. Nu! Cum fac să dau un nu? Shit. Fuck, man, am stricat ăsta, nu știu cum să-l... O fi ăsta? Păi da, nu mai știu să-l fac, mă, firavier. God damn it, nu mai știu să-l fac. Firar, atunci profit că sunt la capitolul ăsta. Și facem așa. După care luăm așa. Two lane, frumos, și o facem mare încât să acopere... tot. Bang! Ha? A mers? N-a mers? Nu prea, uite, trebuie să le elimin pe astea. Deci aici s-au unit. Dar nu prea mai... Gata, mă, hai că vrea și aici. M-am și speriat pentru o secundă, zic, să vezi tu că nu mai vrea. Așa, să mai fac și aici totuși. Că-s puține, doar vin ăștia pe aici și gata. Nu mai fac aici, fii atent că nu mai fac aici, a? Sau să fac totuși. Hai, mă, să facem totuși. Și vin. Vin așa. Uite așa. Un roundabout mai ciudățel așa un picuț. Da, merge. Așa, băgăm aici zone de astea super mega high rezidențiale. Dacă vrea să se mute cineva, bine. Dacă nu, nu. Momentan nu avem cerere, așa că astea rămân totuși pe viitor. Totuși avem cerere de astea, așa că n-ar strica să băgăm commercial zone. Ia să băgăm noi commercial zone. Da, așa, să stricăm întâi zonele astea. Și să băgăm în locul lor niște comercială. Mă gândesc. Asta ce? A, sau office, mă. Hai să băgăm office. Așa. Maybe, maybe se va dezvolta. O eliminăm și pe asta și băgăm și la asta tot office. Ok, și vedem după aia dacă mai e nevoie de ceva. Bun. Acum, avem electricitate. Ia să dăm pe play. Din câte văd, asta nu are. Ia stai un pic. Asta cred că trebuie să o conectăm cu niște fire. Stați așa. Și băgăm. Nu. Băgăm. Uite așa. Și o demolăm pe asta mică. Asta nu-mi trebuie aici. În țală aici tu. După care venim și împărțim și niște apă la noile noastre construcții. Bă, sper să fie de ajuns asta. Ia să vedem dacă o ia. Normal, normal, ar trebui să o ia. Deci. A trebuit să... da, baby. Dar văd că mai necesită asta apă. Nu mai, nu mai, nu mai. Gata, gata, gata. Că am pus-o la treabă. Uuuhuhu! Suntem cu electricitatea pe bines. În cazul ăsta o să scădem un picuț aici la buget. Banii de electricitate. Nu mult, un picuț. Că deja plătim foarte mult. Și vedem dacă ne încadrăm sau nu. O să stau cu un ochi pe ăsta. Să vedem până unde scade. Uite, 411 a scăzut. Nu știu dacă o să mai scadă de atâta. Ia să vedem. Să o forțăm un picuț așa. Să vedem până unde, până unde cade. Ca să avem totuși o
De fapt, nu O, ci un echilibru. Perfect, bă! Deci a venit perfect. Acum, de ce am făcut eu chestia asta? Pentru că eu am pe viitor acum posibilitate să mă măresc în partea cealaltă fără să am nevoie de o nouă centrală. Am, bineînțeles, și o centrală termică aici și plănuiesc să o elimin. Pentru că asta face un output de 3 MW. Asta face output de 3 MW doar. Păi și am output serios din asta. Hai să mai ținem mai un picuț așa. Dar dacă am stricat-o pe asta, știi ce s-ar întâmpla? Am genera un flow de trafic foarte bun. Avem un income, ne intră 16.000 de euro, ceea ce e superb, absolut minunat. Așa că știi ce o să fac? Open the budget panel, nu. Ce o să fac e să o elimin pe asta. O luăm și o distrugem. Da, uite așa. Și ăsta mi se pare... Asta nu cred că mai trebuie să aici. What's wrong with our garbage collection service? Come on, man, tocmai am lucrat la chestia asta. Trebuie să fiți și voi fericiți, pentru că e o chestie. Astea o să le las așa, pentru că duc curent totuși. Acum, hai să verificăm un pic curentul și ar trebui să mărim totuși bugetul. Dar nu mult, nu mult, că încă produce mai mult decât consumăm. Dar hai un pic, just in case, să fim noi pe bine. Sunt totuși pe super mega plus, ceea ce e în regulă. Așa. Ce zic ăștia aici? Nu înțeleg care-i treaba asta. Asta e o chestie pe care nu pot să line details. Da. Vehicle count modifier, lines overview. Ia să vedem noi. Passengers, bam bam bam, sunt pe noapte. Bă, totul arată foarte bine. Nu înțeleg de ce arată chestiunea asta aici. Probabil nu e legată. Corect, nu este legată. Drag, stop, to move it. Stai un pic să vedem. Am înțeles. Bun. Și acum, deci nu vine încolo, ăla vine așa. Cred că mă mărgesc cu linia asta. Gata. Și acum ar trebui să fi făcut-o. Și asta? Nu merge cu asta. Dar cred că cel mai bine cred că cel mai bine e să o eliminăm. Dar mai sunt zonele astea, firar ele să fie. Și asta nu înțeleg aici. A rămas fără sau care-i treaba? Drag stop to move it. Create new line. Da. Add stop. Deci nu merge. Ok, bine. N-am decât să dau click dreapta și unde văd iconița aia să le îndepărtez. Asta e o durere în fund. Uite niște gunoi pe aici și lumea e un pic bolnavioară. O să ne uităm aici să vedem. Healthcare citizen, heal capacity, 200. Nicio problemă, nicio problemă. Nu vă faceți griji, mărim aici bugetul de healthcare. Eu am aici posibilitate să măresc bugetul de healthcare, so don't worry. Don't worry, everything is good. Așa, deja ni s-au construit aici, dacă observați voi, office-urile. Da? Which is very nice, very nice, very nice. O să mai facem totuși câteva și în zona asta. Uite aici. O să dau bam, 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 bam. Și aici băgăm numai office-uri. Uite așa, gata. Acum ar trebui să se rezolve o mare, mare problemă. Care-i treaba cu ăsta? No road access. No road access. Ok, no problemos. Adică îl băgăm în altă parte unde avem road access. Bang! Deci ar trebui să facă mulțumită toată zona aia. Avem aici un mall of moderation. Am și un mall. Deci după cum bine vedeți, doamnelor și domnilor, totul funcționează perfect. Aici am un pic de congestie, dar nu multă. Nu vă imaginați că, uite, dacă dau un pic pe timpul așa rapid, hai să privim așa un pic. Ia uitați cât de frumos se mișcă trafic. Se mișcă mult, mult mai bine. Aici, mai jos, am eu o intersecție prea apropiată și ar trebui să fac eu o chestiune cu așa. Dar, în rest, e ok. Ținând cont că asta e o zonă industrială foarte mare, eu cred că e super ok. Ia uite cum se dezvoltă aici business-ul. Uite-te numai cum se dezvoltă business-ul. Nice, 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 nice. Și aici avem noua noastră fabrică, nu fabrică, asta e centrală cu panouri solare. Which is also very nice. Oh no, the place with picnic table is on fire. Așa.
Am mai umblat și pe la ăștia. Uite, avem foarte mult gunoi pe aici de colectat și nu înțeleg de ce nu se conectează. Avem aici o chestie care arde. Ia să dăm noi pe normal, așa, ca să avem timp de reacție. Și avem multe zone aici. Ia să vedem, pompierii ajung aici? Pompierii ar trebui să ajungă aici, nu înțeleg care-i treaba, dar nicio problemă. Mărim un picuț bugetul și la pompieri să ne permită mai multe mașini. Îmi pot permite. Acum am o creștere extraordinară. Ia să vedem noi ce împrumuturi avem. Take, take, pay now. Am, uite, putem să plătim și banca asta și acum putem să luăm 20 cu 60, 80 și cu 200, deci 280 de mii de euro. Aici avem un pic o problemă cu... Văd că ăsta arde. Ok, nu poate ajunge aici, ba da. Astea sunt mașini parcate, dacă nu mă înșel, da. Deci pompierii nu pot ajunge pe aici, văd. Deși eu sunt pe verde. Am stați aici. Stați aici, pompierii sunt aici. Care este această problemă? De unde acesta? Am una acolo și una aici. Deci n-ar trebui să am această problemă. Dar în fine. Așa, am foarte mult gunoi pe aici. Ia să vedem ce fac gunoierii mei pe coleșa. Și cred că mi s-a umplut. Mi s-a umplut mie zona asta? Nu, încă o mai am. Ok, deci aici trebuie să ajungă mașinile de garbage. Am mai făcut și un pod în partea asta, pe care nu prea îl folosesc ei, cine știe ce. Și văd mașini parcate pe colea și ce n-ar trebui. Acum, garbage, trucks-urile și astea, care-i treaba? Operating normally. Deci astea sunt incineratoare foarte scumpe, care nu se operează. Văd că stă blocat aici, like, what the fuck? Asta s-a accidentat aici, mă, și e blocat traficul. What the fuck? Abia cu se mișcă. Dude! Ăla a blocat traficul acolo, mă. Ăștia sunt picuți blocați pe aici. Sunt cam ciudăței. Ăsta e oprit pur și simplu colea. Nu știu ce se întâmplă cu traficul. Poate e dat peste cap din cauza unui mod, mă gândesc. Aici se mișcă traficul foarte frumos. Ador când văd chestia asta. O ador. Dar nu înțeleg care-i treaba. Uite, avem foarte multe... Deci avem mare problemă cu garbage-ul. Asta este clară. Ok. Și nu înțeleg unde sunt mașinile mele de garbage. Încerc. Uite asta cum merge. What? Avem mașini care pur și simplu merg în aer. What? Au luat-o razna. What the fuck? Ok. Se pare că ceva nu merge. O să salvez. Și o să intru în meniu. Și o să-l resetez. Like, what the fuck? Ceva nu merge. Mă gândeam eu, bă, ăsta e un comportament normal al traficului. Că din câte am văzut... Mașina aia pur și simplu stătea acolo, like, what the fuck? O fi un mod de vină. I-am mai băgat moduri. Și mă gândesc că poate cine știe o fi unul de vină. Îmi place foarte mult modul ăsta cu giratorii și n-aș vrea să renunț la el, că este chiar mișto de tot. Așa că m-ar omorâ dacă aș descoperi că de fapt ăsta e de vină și de a nu merge cu el. Deci încă avem această problemă. Giratorii ăsta e ciudat, mașinile s-o oprite. Și aici avem o problemă din cauza asta. Ia să vedem dacă mașini încă mai zboară. Mașini încă mai zboară, da, uite pe ăsta, Quality Appliances. Sunt mașini care merg normal, dar sunt mașini care pur și simplu... Dacă am dat timpul mai pe rapid, uite, știu cum merg mașini pe sus, like, what the fuck? Și lumea oprește și în giratoriu, like, what the hell, man? Uite și ăsta vine pur și simplu pe sus. Deci clar am o problemuță aici. Ăștia văd că se mișcă bine. Și nu mai văd niciun fel de... Foarte, foarte mulți, uite, cu gunoaie. Like, what the fuck? Și am aici posibilitatea, adică, like, nu e atât de greu. Am aici chestia cu gunoaie. Hai să mă numai de 100.000. Na, Large Recycling Center. Poftim. Iau de-astea... Investesc ca lumea, tata, nu glumă. Na, tata, uite-te aici. Check if your power grid has divided multiple separate power grids and connect them to power. Ok, ce unde nu avem power? Ia să vedem.
Se pare că avem power, so it's not a problem. Dar ca să fim noi siguri, hai să le conectăm pe astea două, uite și. Bam, bam. Deci, din câte văd, totul este în regulă. Avem foarte mult gunoi și se pare că mașinile noastre de gunoi nu mai există în momentul de față. Ia să vedem ce zice panoul ăsta. Like, what the fuck? I'm garbage processing status. Poți să procesezi 356.000 de unități și eu nu produc decât 141. Deci sunt super bine cu treaba asta. Am trafic, am toate. Like, what the fuck is going on, man? Lumea pleacă în momentul de față. Like, really? O să mă duc în meniu și dezactivez modurile. Like, nu mi-am mai făcut chestia asta până acum. Statistica mi arată că e bine totul, dar nu e bine nimic. Nimic, I'm telling you, nimic. Ăsta îmi place, pe ăsta las, fine road, hard, ok. Roundabout builder, ok, dezactivăm pe ăsta, păi mei. Ok, restul sunt dezactivate, oh man. Bă, și îmi plăcea atât de mult, mă, trebuie să iau un mod foarte fain. Dacă știți un mod fain de drumuri, să-mi permite să fac și giratorii și alte tipuri de drumuri pe care jocul mi le oferă, pentru că nu mi-o fără decât vreo 3 giratorii, ceea ce sunt super nasoale, lăsați-mi un comentarii, că-mi trebuie neapărat. Deci tot nu înțeleg ce se întâmplă în momentul de față. Uite-te cum merg mașinile. Nu, deci tot așa e. Uite-te și tu. What the fuck, coaie? Cum să vină din partea aia să fură și la fabrică acum? Crime rate. Deci am un bug la crime rate și la gunoi. Nu mai există gunoi, practic. În momentul de față eu nu mai am gunoi. Deci am, uite-te și tu, landfill usage 96. Deci mai am loc și în groapa de gunoi. Și am putere de procesare foarte mare, fratele meu. Like, what the fuck is going on? Hai să mărim un pic bugetul la poliție totuși să se rezolve problemele astea și scădem noi după aia. Și la gunoi un picuț, deși nu cred că ar fi, dar în fine. Deci, băi, ce incredibil așa ceva, mă. Ia să vedem noi la poliție cum stăm. Am acoperit aproape toată zona. Am una aici și una acolo, dacă observați voi. Destul de fain. Dar am foarte mult gunoi aici, pe care nu-l procesează nimeni și am mașini zburătoare, mă. Bă, mai e ceva ca în Cyberpunk, pe cuvântul meu. Ia uite, mă, pe ăsta. Cum se poate, mă, așa ceva? Du-te, mă, de aici. Și pe strada asta nou creată nu vine nimeni. Știi ce? Mă gândesc eu, poate giratoriu ăsta fiind din mod, nu fi bun. Nu fi bun. Așa că hai să creăm un giratoriu de ăsta pe care jocul ni-l dăm. Ăsta e small roundabout. No, dar îmi trebuie neapărat asta. Deci n-am ce să fac. Deci asta e musai. Pleacă și tu, pleacă și tu. Ia să vedem acum. Deci mai am un picuț pe strada aia, dreapta și jos. Ok, bine, 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 bine. Asta. Asta, asta. Ce structură e aici? Un joc unde ăla de copii. Stai un pic, stai un pic. Hai să-l mutăm pe ăsta totuși. Și să-l mutăm pe aici, nu știu. Ciudat și drumul ăla cum vine așa, dar în fine. Și hai să începem așa, să vedem dacă funcționează cu un roundabout ăsta. Și mi-ar fi trebuit mare mie, dar... Da, nici nu știu cum să-l fac pe ăsta, în fine. Da, e awkward un picuț așa. Că na, uite, e... Vine până aici și după aia ce fac? Plec cu d-astea. Aici se îngustează. Nu era asta ideea. Ia să vedem, merge așa, merge. Ca să o iau un pic încolo ca să elimine giratoriu. Eliminăm giratoriu, nu mai am eu probleme. Hai cu drept. Așa, bun. Și acum... Of, doamne, numai probleme, mă, numai probleme. Băgăm așa, băgăm așa. Și ăștia vin de pe colea așa. Acum giratoriu, după cum bine vedeți, funcționează. Deci probabil acel mod are eroare. No, mă întristează acest lucru, pentru că acel mod era absolut superb. Hai să facem așa. Da, cred că e cel mai bine așa.
Și aici se mai cer niște birouri, niște chestii, dar o să le creăm noi. Ia să le creăm noi totuși acum. Uite așa. Nu știu exact ce s-ar crește pacilea în zonele astea ciudățele, așa, dar în fine. Aici avem poliție, nevoie de poliție, cred. Crime rate is high. Pa, hai să mutăm pasta de aici și să o punem cu alea așa. Așa, crime rate is high, toată lumea e nebunită și cu gunoiul și nu mai există momentul de față. Dar ce? Eu cred că e o problemă cu drumul ăsta nou. Eu cred că drumul ăsta nou pe care eu l-am ales e problematic. Uite, ne pleacă oamenii într-o rată foarte, foarte mare. Așa că, pentru că nu-mi permit să... o să elimin și giratoriu ăsta. Și hai să mai creăm un giratoriu aici, eventual, dacă pot. Nu pot, e prea mare. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Four lane road. N-am ce să fac. Adică să continui tot cu unul. Am vrut și eu să fac ceva frumos, ceva bine. Și n-a ieșit nimic bine. Înțelegi? Acum oare mașinile vor merge pe drumul ăsta? Deci drumul ăsta este foarte ușor. Deci nu înțeleg. Garbage trucks foarte puține. Nu înțeleg. Păi beautiful, beautiful city, beautiful city, but... Uite aici ce că avem... Măi, e ceva problemuță, mă, că ce că avem de toate, dar n-avem nimic, știi, cam așa vine treaba. Așa. Hai să stricăm zona asta. Să o conectăm așa. Și pe asta o voi conecta aici. Uite așa. Mă asigur eu că are electricitate și toate cele. Deci aici ar fi trebuit să fie absolut nebuneală, da? Pe aici nu e congestie. Tirul funcționează cum trebuie. Ia să vedem noi în partea asta. Avem o congestie micuțică aici. Dar nu-i cine știe. Ci uite, toată lumea se înghesuie pe partea asta. Când normal trebuie să se înghesuie pe partea cealaltă. A? De ce stau oamenii aici? Nu înțeleg de ce stau oamenii aici. Deci am băgat eu ceva cu trafic și s-a blocat. Uite, mașinuța asta ține totul. Vezi? Deci mașinuța asta e o problemă. E o problemă în momentul de față, boșilor. Și nu poți să o detectezi. Și sigur, sigur există un bug pe undeva. Sigur, mai mult ca sigur. Dacă vedem la gunoaie aici, uite, avem o problemă în zona centrală. Dar eu aici am o grămadă de soluții. Uite-te și tu ce e aici. Am crime rate și în partea aia. Of, 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 of. Deci e o problemuță. O să caut să vedem care e problemuța și sper să vină în episodul următor cu o rezolvare, pentru că e păcat. E chiar păcat. Orașul arată extraordinar de bine, dar văd că s-a întâmplat o eroare fix cu modurile astea. Presupun eu că ar fi de la moduri, că de la altceva nu-mi imaginez de la ce ar fi. Chiar și zonele astea, adică de ce îmi zice mie că nu e drum aici? Când sigur e drum și am avut zonele de autobuz foarte bine create. Mie nu mi-a făcut probleme până acum deloc. Deci e o problemă de transport aici. Vezi? E o problemă de transport. Asta e o problemuță. Poate ar fi bine să facem și... Nu știu. Deci de când am făcut drumurile astea, au fost mari probleme pentru mine. Hai să modificăm drumul, să-l facem de asta așa micuțel gen. Și ăsta mai este un giratoriu din ăla făcut. Vezi tu? Ăsta nu mai e un giratoriu normal, e tot așa giratoriu din mod. Așa că ce o să fac e să-l stric și pe ăsta. Și aici fac intersecție. A, să facem intersecție, să facem peste. Aici am putea să facem și peste. Ia să vedem. Uite așa gen. O, da! Tași că pot să fac asta. Și facem următoarea situație. Uite așa, una aici. Și se mărgiuiește cu alea așa. Și acum ar trebui să fie în regulă. Am eliminat practic un picuț din trafic.
Ăsta tot stă pe aici, săracul. Ruta. Ar fi bine poate să ștergem niște rute. Lines overview. Chiar mai să le ștergem pe astea și să le facem din nou. De fapt nu. O să mă uit să văd care trece pe aici. Ia să vedem. Asta trece sigur. O ștergem pe asta. Și asta trece sigur. O ștergem și pe asta. Restul le facem. E ușurel. Don't you worry, don't you worry. Totul se face. Totul se rezolvă. Și dacă dăm space-ul, pe aici tot mașinile zboară. Uite, o mașină care zboară, se duce în apă. Uite-te la asta. Uite-te numai. Deci, nu știu ce să fac acum. Am salvarea compromisă? Sau care-i treaba? Deci, când fac și un sistem de străzi extraordinar, nu mai merge nimic. Bă, dar nimic, bă. Foarte, foarte dezamăgitor. Hai să băgăm pe ăsta aici. Vezi, eu tot încerc și avem un sistem foarte frumos aici făcut de dirijarea traficului. Plecam de aici cu... Ia, te știu pe unde pleacă ăsta. Dar posibil, posibil să se fi stricat salvarea. Dacă aveți vreo idee de ce se întâmplă treaba asta, vă rog să mi-o spuneți și mie în comentarii, pentru că n-am mai întâlnit chestia asta până acum. Practic am o grămadă de chestii bune, am statusurile care arată extraordinar, dar practic nimic nu merge. Pe nota asta, puțin tristă, vom termina episodul și până data viitoare v-am salutat!